Bună, prieteni! Salut! Astăzi este o zi specială pentru mine, pentru că merg în sfârșit să-mi schimb, nu skincare-ul, dar hair care-ul pentru părul meu, pentru că ultimul timp, deja de 2 luni aproximativ, îmi cade părul în exces, dar foarte tare, pur și simplu deja nu mai este normal, pentru că normal este să-ți pice zi de zi 60-100 de fire. Mie îmi cade mult mai mult, cu siguranță. Arată! Pentru că, uitați-vă coada mea cât de subțire a rămas. Am aici deja chelituri pe care încerc să le ascund. Deci e groază. Și nu-mi place absolut deloc, pentru că, iată, eu pur și simplu stau și mie îmi pică păr pur și simplu. Adică fără să-l pieptăm, fără să-l spăl, fără poate nimic. Poate din cauza că ai slăbit, îi răcica. Eu nu știu din ce cauză, n-am nicio idee care este cauza, însă vreau să găsesc soluție. Așa că astăzi să mergem împreună cu voi la magazin și o să-mi aleg șamponuri, măști, protecție termică neapărat, pentru că eu mereu mi-o suc părul cu fionul, fiindcă al meu este foarte lung și trebuie să aștept 3-4 ore ca să se usuce singur de la sine. Așa că mergem astăzi împreună să ne cumpărăm cu mama, pentru că și ea o să se folosească ceva potrivit pentru părul meu, să-și recapete străluciu, să-și recapete, nu știu, chipul sănătos. El strălucește, Ira, la tine, pur și simplu părul sănătos, pur și simplu cade, e slab. Foarte mult. Deci haideți cu noi astăzi la magazin, pentru că după asta, la sfârșitul videoclipului, după ce comand tot ce achiziționez, tot ce am nevoie, neapărat o să testez și o să spăl astăzi și părul cu aceste produse și să vedem dacă o să am un efect sau nu. Am plecat. Nu, deodată nu s-a efect, dar măcar să vedem. Măcar peste 5-6 spălări ar trebui să fie. Da, ok, am plecat. Deci noi deja am venit în magazin și acum o să alegem ceva pentru părul nostru comun. Mama, dar tu știi că la mine părul e natural și la tine e vopsit și cam nu ne încadrăm noi în aceeași gamă, tu știi? Pentru căderea, eu propun. Pentru căderea, da, dar parcă vreau ceva și hidratant și nu știu. Dar, de fapt, trebuie ceva pentru cădere, pentru că am venit cu problema asta. Da, dar, Irăcica, aici e gamă, vezi că e profesional totul. Da, ceea ce se folosește și la frezerii, de exemplu. Da. Eu am venit, eu mă trag spre cosmetică pe mine. Iar cosmetică! Da, uite ce rimele mișto sunt aici. Vezi? Și cremuri. Pentru față. Dar trebuie ceva pentru păr, gata, ne întoarcem la păr. Pentru păr este și acolo. Oare sunt din păr natural? Nu știu, dacă să rămâi fără păr. Da. O să avem nevoie. Mama, nu e amuzant deloc. Sper că nu rămân fără păr. Așa. Bine. Hai, alegem. Ulei avem. Uleiuri noi avem. Nu avem șampon pentru căderea părului, ceva hidratant. Spray? Da, și neapărat termoprotecție. Protecție termică, mai bine zis. Pentru că am zis că mă folosesc cu fionul și am nevoie. Pentru că se deteriorează părul și nu vreau. Ia uitați cum e. Hai să întrebăm și după asta ce arătăm. Da, mai bine întreb, pentru că noi nu ne pricepem atât de bine. Okay. Așa că e deja acasă să vă arătăm ce totuși am ales. Bine. Deja am cumpărat, dar ce am cumpărat o să vă arătăm acasă. Eu nu mai am răbdare, merg acasă să-mi spăl părul mai repede cu tot ce am cumpărat. Vreau să folosesc totul. Mai e așa păr frumos. Aoleu. Asta e muncă. La cineva așa, știi? Parcă de la Dumnezeu. Da, cineva de la natură e un păr frumos, nu cade, fără probleme, e drept. Cineva trebuie să îl îngrijească la greu. La noi că e drept, dar e problema că e cade. Trebuie să avem grijă să, să folosim ceva special. Corect. Și natural. Mergem acasă să le testăm. Hai, am plecat. Câți bani, câți bani! 1000 de lei s-au dus. Am venit noi acasă și haideți să vă arătăm ce am cumpărat totuși. 4 produse, dintre care una este oje, pentru că rămăseseră... Cât? 30 de lei? 25? 25. Da, 25. 3 produse, 1000 de lei. 3 produse au ieșit aproape 1000 de lei. Asta e scump. Dar... Pentru, da, acum tot așa costă. Toate șamponurile, practic, sunt foarte scumpe. Asta e pur și simplu. Vezi că e seria care e natural și profesional. Da, și alea erau și mai scumpe, care erau pentru hidratare. De să arătăm așa. Iată, uitați. Ăsta este... O să le încercăm. Încă nu știm dacă funcționează, nu funcționează, dacă ce reacție o să aibă părul meu și cum o să arate după prima spălare, tot nu știu. Da. Deci ăsta este șamponul.
nu este anticădere, pur și simplu el stimulează creșterea părului. Ăsta este un tonic pe care trebuie să-l folosesc zi de zi. Arată. Și să... Tot anticădere. Aha, tot să crească părul. Da, tot stimulează creșterea părului. Și îl masez aici în scalp cu niște mișcări lente, nu foarte bruște, pentru că atunci... Și trebuie să folosești fiecare zi, da? Da, zi la zi. Mi-a spus că... Ia uite cum arată. Ia, hai să vedem chiar cum se pune. Încet, Irăcica. Asta este capacul, tot ok. Am bine, n-ai stricat nimic. N-am stricat nimic, deci așa. Nu da. Știu cum se... Ah, nu pot. O să-l pui are tu, și mama. Chestia asta, da? Da, o să-l pui, te rog tu, că eu chiar bine. Nu percep. Și, ha, și cel mai scump? Termoprotecție, dar este și scump pentru că este 3 în 1, în primul rând. Și este și destul de mare. Hotare. Da, 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 e germană. Este destul de mare, 300 de mililitri. Deci e ok. Are un miros ok. Sper să mă ajute pentru că eu până acum am avut termoprotecție, dar era așa, știi? Termoprotecție, nu termoprotecție. Nu-ți dai seama ce e asta. Dar asta măcar e cu siguranță. Și pune așa, aproape, de să arătăm. Nu, una lângă dânsă. Deci așa. Împreună, 1000 de lei. Poftim. Ta-da-da-da. Ce? Am plecat să spălăm părul? Da, merg să-mi spăl părul pentru că deja trebuie, este deja nevoie. Mi-a dat șamponul cu mine și gata. După asta, da? Arătăm. Revenim, da, revenim după asta când deja o să-mi aplic și acest tonic și termoprotecția, o să-mi suc părul. Da, greu să fii fată. Eu mi-am spălat părul cu șamponul și acum, iată acest tonic, o să-l aplic doar pe cărare aici, adică pe scalp. Pe scalp, nu pe lungime, așa mi-a explicat și a spus doamna că pot să-l folosesc zi de zi, adică nu neapărat doar după spălare, chiar și pe părul uscat și până o să ajung la cealaltă spălare a părului, pentru că nu îngrașă scalpul și chiar o să testăm, o să vedem, pentru că la mine se îngrașă foarte repede scalpul. Nu cred că contează foarte mult dacă aplic pe scalpul umed sau uscat, dar o să încerc și așa și așa. Îmi place cum miroase. Are un miros plăcut. Parcă se aseamănă cu ceva. Zici că am mai simțit mirosul ăsta undeva la frezerie. Așa am eu senzația. E foarte cunoscut mirosul. Am aplicat destul, am masat bine și acum o să aplic pe toată lungimea. Iată acest spray care este protecție termică. Am, gata. Așa o să fie mult mai eficient. Pentru că trebuie să-mi usuc părul cu fionul și oricum aerul cald deteriorează părul. Eu deja mi-am uscat părul. Nu pot să spun că am văzut direct o schimbare foarte, foarte mare, însă simt părul puțin mai moale, dar mi-a picat foarte mult păr și de data asta și la spălarea aceasta. Deci nu știu, poate deja peste câteva spălări o să văd un efect oarecare, o să vă anunț, dar momentan nu pot să spun nimic, pentru că ce verdict pot să dau după doar prima spălare. Sper că v-a plăcut vlogul de astăzi, dacă este așa aștept like-urile voastre, comentariile voastre, sfaturile poate și nu uitați să vă abonați pe canalul nostru YouTube. Pe curând și pe live de următor, pa, pa!